Consecventă preocupărilor de dezvoltare a actului medical, conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman a încheiat un protocol de colaborare cu un medic specialist care urmează să efectueze la Roman operații de cataractă. Medicul specialist care va colabora cu Spitalul Roman susține că asemenea operații au șansă de reușită de 95%. Sunt medic specialist oftalmolog, specializat pe chirurgia oftalmologică, mai ales acea a polului anterior, chirurgia cataractei. Activitatea principală mi-o desfășor la clinica Crystal Vision din Piatra Neamț și sunt bucuroasă, emoționată și optimistă în ceea ce privește colaborarea cu Spitalul Municipal de Urgențe din Roman pentru a veni în întâmpinarea pacienților care sunt diagnosticați cu cataractă, de obicei pacienții mai în vârstă, pentru care deplasarea reprezintă de multe ori o problemă și astfel este mai simplu pentru ei ca noi să ne adunăm ca și echipă, să-i putem rezolva aici prin operații moderne cu incizii de 2 mm, prin facoemulsificare, chirurgie care are șanse de reușită de peste 95%, tehnica chirurgicală fiind foarte bine pusă la punct. Medicul oftalmolog apreciază că aducerea unui asemenea serviciu aproape de pacient este benefică pentru romașcani și populația zonei metropolitane pe care o deservește Spitalul Roman, mai ales în condițiile în care pacienții care sunt diagnosticați ca având cataractă sunt persoane în vârstă. Cu această ocazie aș vrea să mulțumesc doamnelor dr. Andrić și doctoriței ONU pentru că sunt deschise spre actul medical de calitate, profesionist, sunt deschise pentru a ajuta pacienții care sunt arondați acestui spital și mă bucur că am ocazia să vin aici pentru a-i ajuta și eu pentru o deplasare pe distanțe mai mici. Doctorița Cristina Ghindea realizează anual cam 200 de operații de cataractă, având deja o experiență de 7 ani în acest domeniu chirurgical. Eu fac chirurgia cataractei din 2007, cu o medie cam de 200 de cazuri pe an, cu o medie în sensul că la început mai puține și după aia ca și număr crescând, deci aia înseamnă o experiență de peste 7 ani. Gradul de dificultate, orice înseamnă chirurgia cataractei. Romașcanii care suferă de cataractă se pot planifica telefonic pentru control oftalmologic și ulterior pentru operație la numărul de telefon 0799-336-520. Medicul oftalmolog susține că cel puțin 10% dintre aceste operații sunt de mare complexitate și necesită tehnici speciale de prindere a cristalinului la diferite structuri oculare în cazul în care pacientul a pierdut suportul natural al capsulei posterioare. Păi cam 10% din operații nu sunt operații obișnuite. Sunt operații care necesită suturi, sunt operații care necesită tehnici speciale de prindere a cristalinelor la diferite structuri oculare atunci când ne pierdem suportul natural, adică cel al capsulei posterioare. Pentru romașcani și pentru oamenii care trăiesc în jurul Romanului și le-ar fi mai simplu să vină să-i rezolvăm noi, am un număr de telefon unde pot cere informațiile suplimentare, unde se pot programa pentru evaluări, preoperatorii, controle și chiar pentru operații. 0799-336-520. Repet, 0799-336-520. În baza contractului încheiat între medicul Pietrean și Spitalul Municipal de Urgență Roman, pacienții vor beneficia de servicii medicale gratuite, care urmează a fi decontate de Casa Județeană de Sănătate. Pacienții care suferă de cataractă și doresc să se adreseze pentru astfel de operație Spitalului Roman vor trebui să aibă trimitere de la medicul de familie, cardul de sănătate, cupon de pensie și cartea de identitate. În funcție de complexitatea cazului, pacienții vor beneficia de internare de o zi sau internare continuă. Tocmai de aceea am făcut acest contract cu spitalul, pentru că prin spital poate fi decontată manopera, deci manopera chirurgicală este decontată de casa de asigurări și atunci internarea pacientului, care poate fi de zi, adică pacientul vine, se operează, pleacă acasă și vine a doua zi la control pentru cei care se deplasează, sau internări continui pentru pacienții care se deplasează mai greu și au probleme complexe, adică aceia vin, se internează și pot rămâne o noapte sau două în spital și apoi să fie duși acasă de către aparținători. Se face cu bilet de trimitere de la medicul de familie, cupon de pensie, card de sănătate și buletin. Deci cele patru actele trebuie pentru internare, pentru decontarea manoperii chirurgicale de către CAS Neamț. Cataracta înseamnă o apacifiere a cristalinului ochiului, adică a lentilei, care în mod normal este transparentă și asigură focalizarea imaginii pe retină, adică vederea clară.
Ea poate fi congenitală sau poate apărea odată cu îmbătrânirea. Cataracta apare sub forma unui reflex albicios în pupila ochiului afectat. Neoperată, poate duce la pierderea completă a vederii.